Voi binecuvânta pe Domnul și numele din Vechiul Testament este Jehova, în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, sau cum a fost denumirea din Vechiul Testament Jehova, să asculte cei nenorociți și să se bucure. David a scris acest psalm când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec. Ca să salveze viața, trebuie să joace teatru puțin David și a jucat foarte bine rolul de nebun. S-a schimonosit ca un nebun, a imitat un nebun, ca să nu fie ucis. Inima i-a bătut tare, pentru că putea fi ucis. Era mare pericol pentru viața lui. Să vedem ce gânduri erau în inima lui David în această stare, când era în pericol de moarte și a trebuit să facă pe nebunul în fața lui Abimelec. Lăudat să fie Domnul, înălțați pe Domnul împreună cu mine, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Și versetul 8. Ne îndeamnă la două lucruri surprinzătoare. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Că abia a scăpat cu viața din fața lui Abimelec și printre multe alte îndemnuri este acest îndemn dublu, gustați, care are de-a face cu gustul și vedeți, are de-a face cu ochii. Deci două din cinci simțuri, categoric în sens spiritual. Acesta este titlul mesajului, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Să ne uităm în anul 2021. Cât de mult am gustat ce bun este Domnul. Să ne uităm în anul 2021. Cât de mult am văzut ce bun este Domnul. Fiți atenți că noi ne concentrăm doar la gustați. De aici este o dublă concentrare. Gustați ce bun este Domnul și vedeți. Trebuie și să vezi și să guști ce bun este Domnul. Să ne concentrăm la anul care vine. 2022. Să fie un an în care gustăm mai mult ce bun este Domnul. 2022 să fie anul în care vedem mai mult ce bun este Domnul. Acest lucru este cel mai surprinzător din tot psalmul. Un om care abia a scăpat cu viața. Să ne îndemne, să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Câteva experiențe legate de a gusta, pentru că mesajul va avea două părți. Prima parte, gustați ce bun este Domnul, a doua, vedeți ce bun este Domnul. Câteva experiențe legate de a gusta ce bun este Domnul. Gustați ce bun este Domnul în iertarea păcatelor. Și vă să nu intrăm în noul an cu păcatele neiertate. Foarte mult contează să știi că Domnul este bun în iertarea păcatelor. Nu cred că este aici cineva care să spună, eu nu am păcătuit în 2021. Neprihănit! Nu există așa ceva. Nu există. Toți am păcătuit în 2021 și toți avem nevoie de iertarea păcatelor. Trebuie să gustăm ce bun este Domnul în iertarea păcatelor. Domnul este bun, este de temut că ne iartă păcatele. În Matei, capitolul 9, de la primele 9 versete, vedem autoritatea lui Iisus de a ierta păcatele. I-a adus în slăbănog lui Iisus, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și a dat seama Iisus că mai mare nevoie are de iertarea păcatelor decât de vindecare. Să știți că avem mai mare nevoie și noi să ne ierte păcatele Domnului decât să fim vindecați. Pentru că poți să fii vindecat fără să fii iertat. Și ne-ai rezolvat problema veșniciei. Hristos spune slăbănogului, să ne spună și noi în seara asta, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate.
Tu poți să ieși din biserică, din seara asta știind, Doamne, am păcatele iertate. Iisus mi-a zis, îndrăznește, păcatele ți sunt iertate. Haideți să ne gândim la asta, încă ne mai putem mărturisi în această seară, să nu intrăm în noul an cu păcatele neiertate. Cea mai mare problemă a noastră e problema păcatelor, să știți. Și asta trebuie să o rezolvăm. Trebuie să o rezolvăm. Și cei care nu au rezolvat-o, să o rezolve în seara aceasta. Doamne, iartă-mi păcatul. Doamne, iartă-mi păcatul ascuns. Doamne, iartă-mi păcatul nemărturisit. Domnul să ne ierte păcatele. Hristos are putere să ierte păcatele. Nu intra în noul an cu păcatul neiertat. Nu-ți duce păcatele în noul an. Să guști ce bun este Domnul care iartă păcatele. Farisei n-au iubit ce a zis Iisus. Unul din cărturari au zis, omul acesta hulește. Și Iisus le-a zis, de ce aveți gândurile în inimile voastre? Că ce este mai ales, ne-a zis, iertate-ți sunt păcatele sau, zice, scoală-te și umblă. Dar că să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Iisus Hristos are putere pe pământ să ierte păcatele. Iisus Hristos are putere pe pământul României să ierte păcatele. El are toată puterea în cer și pe pământ să ierte păcatele. Și avem nevoie de iertarea păcatelor noastre. Avem nevoie să gustăm. Doamne, vreau să gust în seara de 31 decembrie 2021. Vreau să gust ce bun ești Tu în iertarea păcatelor. Doamne Iisuse, iartă-mi păcatele. Să venim cu păcatele noastre înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu primim iertarea păcatelor, vom intra în noul an împietriți și nu ne vom bucura de noul an. A doua experiență în ce privește gustați ce bun este Domnul este următoarea. Gustați ce bun este Domnul care ne oprește lacrimile. Doar Domnul știe câte lacrimi am avut în anul care a trecut. Nimeni nu știe lacrimile noastre, doar Domnul e singurul care știe lacrimile pe care le-am avut anul trecut. Poate nici tu nu știi, dar Domnul ne-a numărat fiecare lacrimă. Domnul ține evidență la fiecare lacrimă. Fiecare lacrimă este înaintea lui Dumnezeu. Sunt lacrimi pe care le-am vărsat datorită rănilor verbale. Oamenii au vorbit rău de noi pe WhatsApp, într-un grup. Oamenii au vorbit rău de noi în fața noastră. Oamenii au vorbit rău de noi la o cafea. Și tu ai aflat. Și sufletul tău a început să se plângă, pentru că lucrul acela nu e adevărat. Este o minciună, este o răutate. Domnul este bun. Gustați ce bun este Domnul care oprește lacrimile. Nu intra în noul an cu supărarea și mâhnirea aceea. Domnul să-ți oprească lacrima în seara aceasta. Da, nu e ușor. Lacrimile care izvorăsc datorită rănilor verbale nu sunt ușoare. Unii duc ani de zile lacrimile acestea. Dar Domnul spune, oprește-ți lacrimile. Vreau să iau cauza ta în mâna ta, vreau să-ți fac eu dreptate. Domne, fă-ne dreptate. Sunt însă răni produse nu de cuvinte, ci de situații, de atitudini. Răni sufletești datorită unor atitudini și situații. Ai pierdut pe cineva drag, ți-ai pierdut locul de muncă, ți-ai pierdut o relație dragă și plânge sufletul în tine. Gustați și vedeți ce bun este Domnul care poate opri lacrimile. Domnul să ne oprească lacrimile. Nu trebuie să te duci cu toate lacrimile. Sunt lacrimi necesare. Este o vreme de jelire, nu la asta mă refer. Nu la vremea de jelire, ci lacrimi pe care ai datorită unor răni. Văduva din Nain, vedem în Luca 7, că și-a pierdut pe singurul fiu, ce era văduvă. Și-a pierdut soțul înainte, și-a pierdut și fiul. Și în Orientul Antic, văduvele erau categoriile sociale foarte vulnerabile. O văduvă era la cheremul multora, nu se putea apăra, nu avea soț. Sau dacă mai avea un fiu, fiul mai putea apăra, dar dacă nici fiul nu avea. Și această văduvă, când și-a pierdut fiul,
Când își ducea fiul la groapă, doar plângea. Plângea fără încetare. Se întâlnește cu Domnul Iisus. Și uitați ce zice Domnul Iisus. Luca 7,13. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Păi, Doamne, cum să nu plâng? E fiul meu. Da, știu durerea. Domnul Iisus știe durerea. Știe de ce plângi. Știe motivul plânsului. Dar când Domnul Iisus spune nu plânge, el înseamnă că va interveni. Domnul Iisus să intervină la cauza pentru care plângi. Chiar în seara asta Domnul Iisus să intervină. Să intervină! A intervenit la cauza acestei văduve din Ain. Era în culmea plânsului, în culmea disperării și a zis: nu plânge! Gustați ce bun este Domnul care zice să-ți oprești lacrimile. Domnul nu vrea să ai lacrimi ani de zile doar să plângi. Domnul zice: nu plânge, pentru că vreau să intervin la cauza ta. Așa cum a intervenit la cauza văduvei din Ain, i-a înviat fiul, Domnul vrea să intervină și la cauza ta. Să continuăm aceste experiențe de a gusta ce bun este Domnul. Gustați ce bun este Domnul, ca și cu Mefiboset. Mefiboset a fost un prinț. În 2 Samuel, capitolul 9, vedem experiența lui. Însă a fost împotriva lui David. Câteodată nu ne situăm pe poziția cea mai bună. Suntem pe poziția pe care n-a trebuit să fim în anumite lucruri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că David a pus următoarea întrebare: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul. Fiți atenți ce vrea David să facă. Ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Saul era vrăjmașul lui David. Și David a vrut să arate la casa vrăjmașului, la cineva din casa vrăjmașului, ce vreau să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu ne învață să ne blestemăm vrăjmașii. Domnul Iisus ne învață să ne binecuvântăm vrăjmașii. Domnul Iisus Hristos ne învață să ne îmbrățișăm vrăjmașii. Mai nu prea o facem. Nici pe prieteni nu prea îmbrățișăm. Domnul Iisus ne cheamă să ne rugăm pentru vrăjmași. Aici vedem modelul lui David. Uite, este din casa vrăjmașului meu cineva. Eu vreau să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și primește răspunsul David: este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. David a trimis să-l ia din casa lui Machir, din Lodebar. Și știți ce a făcut cu Mefiboset? I-a spus următoare lucruri David: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Ionatan, și vei mânca totdeauna la masa mea. Cum, eu sunt vrăjmașul tău, Davide? Tu vrei să arăți bunătate față de vrăjmașul tău? Dacă n-am arătat bunătate față de vrăjmașii noștri în 2021, Dumnezeu să ne ajute să arătăm în 2022. La asta suntem chemați, dragii mei. Să ne rugăm pentru vrăjmași, să ne binecuvântăm vrăjmașii și să îmbrățișăm pe vrăjmași. Să nu credeți că nu avem. Să nu credeți. Uneori vrăjmașii vorbesc cu voce tare. Eram într-un tramvai care trecea pe lângă Biserica Emanuel. Și un bărbat a vorbit cu voce tare și a zis, arătând spre Biserica Emanuel, și a zis: v-aș împușca pe toți. Dar cu voce tare, în tramvai. Atâta ură a avut față de pocăinți. Și v-aș împușca pe toți. Unii dau drumul la ură. Alții sunt mai subtil, pe la spate. Domnul să ne ajute să ne purtăm cu bunătate, cu Mefiboset, din casa vrăjmașului. Să gustăm ce bun este Domnul cu Mefiboset. Dar de multe ori noi suntem cei răi. Hai să recunoaștem. Ne purtăm rău, vorbim rău, acționăm rău. Și n-am vrea ca la răutatea noastră să se răspundă cu răutate. Aici vedem bunătatea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu la răutatea noastră răspunde cu bunătatea Lui. Să guși bunătatea lui Dumnezeu ca și Mefiboset.
înseamnă ca Domnul să-ți dea bunătate când meriți răutate. Domnul să-ți dea bunătate când meriți altceva, dar bunătate nu meriți. În 2021 am gustat ce bun este Domnul chiar dacă am fost răi. Domnul să ne ajute să răspândim bunătate și cu cei care sunt răi, și cu cei care sunt vrăjmași ai noștri. O altă experiență în a gusta ce bun este Domnul. Gustați ce bun este Domnul la țărmul Mării Tiberiadei. Ce s-a întâmplat la țărmul Mării Tiberiadei? Vedem în Ioan 21 experiența ucenicilor. Era după înviere. Și Petru s-a purtat urât cu Domnul Iisus. A înjurat, s-a blestemat, l-a trădat pe Iisus. După standardele noastre, Petru trebuia pedepsit pe viață, așa e, pe viață să fie pedepsit. Pe țărmul Mării Tiberiadei vedem bunătatea lui Dumnezeu. Ucenicii au avut eșec. Și acolo era și Petru care a avut eșec. Care a fost eșecul ucenicilor la țărmul Mării Tiberiadei? Citim în versetul 3. Au ieșit și au intrat într-o corabie și nu au prins nimic în noaptea aceea. Deci au avut o noapte de insucces. Am avut destul de insuccese în 2021 și noi. Pescari care să nu prindă o noapte. Gândiți-vă, poate că noi trecem repede față de versetul ăsta. Și ce dacă nu au prins nimic în noaptea aceea? Erau pescari. Un pescar să nu prindă nimic o noapte întreagă la Marea Tiberiadei? Nu se întâmplă așa ceva. A fost un insucces total. Cât că n-aveau chef nici să vorbească unul cu altul, nici să se uite unul în ochii celuilalt, n-aveau chef. Și vine Iisus la insuccesul lor și își arată bunătatea. Cum își arată bunătatea Iisus? Aruncați mleaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Aruncat-o, deci nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Hristos le spune ce să facă și a avut succes. Dimineața a avut succes. La cuvântul lui Iisus a avut succes. Domnul Iisus să transforme insuccesele noastre din 2021 în succese. Domnul să transforme eșecurile noastre din 2021 în binecuvântări. Avem destule. Trebuie să le asumăm. Cum ne raportăm la aceste eșecuri și insuccese? Să-i spunem, Doamne, vreau să gust bunătatea Ta și în insuccesele mele. Vreau să gust bunătatea Ta și în eșecurile mele, Doamne. Arată-ți bunătatea Ta în eșecurile mele, Doamne. Era un gust amar pentru ucenici, să nu prindă nimic în noaptea aceea. Dar Hristos și-a arătat bunătatea în nereușita lor. Și a zis, aici puteți pescui. N-au pescuit o noapte întreagă în dimineața ce au pescuit. Iisus și-a arătat bunătatea faptul că i-a hrănit. Au coborât pe țărm, pe țărmul Mării Tiberiadei, au văzut jratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Au prânzit. Și după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iisus, știți ce a văzut? A văzut motivul pentru care a căzut Petru. Nu l-a iubit suficient de mult pe Domnul Iisus. De aia s-a lepădat. Că dacă l iubea suficient, nu s-a lepădat de Iisus. Bun, Petru a plâns cu amar. Petru s-a pocăit. Dar încă nu fusese reabilitat în fața ucenicilor. Mă iubești? Te punem întrebarea asta. În 2021, cât de mult l-am iubit pe Iisus? Sincer, e o întrebare la sfârșit de an. Cu asta rămâi. Cât de mult l-ai iubit pe Iisus? Vei spune, l-am iubit. Bine, dar faptele tale? Și Petru, dar te-am iubit, Iisus. Dar faptele tale? Ai vorbit rău? Ai blestemat? Te-ai lepădat de mine, Petre? Cât de mult? Și Iisus își arată bunătatea față de Petru. Petru care s-a purtat urât cu Iisus. Petru care nu l-a iubit pe Iisus. A fost criza de iubire. Aici a fost problema lui Petru, criza de iubire. Nu l-a iubit suficient pe Iisus. S-a răcit în iubirea lui față de Iisus. Dacă te-ai răcit în iubirea ta față de Iisus, în anul acesta care a trecut, Dumnezeu să aducă flacără nouă în viața ta. Și anul ce vine să fie un an de flacără în iubire. Să-L iubești mai mult pe Domnul Iisus Hristos.
Petru a fost reabilitat. Petru a fost ridicat de Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus asta a făcut datorită bunătății Lui. Și ultima experiență a gustat ce bun este Domnul. Gustați ce bun este Domnul care te face să nu te clatini. Spune așa în Psalmul 21:7, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Ce spune psalmistul? Care e motivul pentru care nu se clatină? Păi de acum la sfârșit de an spui, eu nu m-am clătinat, a fost furtul, nu m-am clătinat. Știi care e motivul pentru care nu te-ai clătinat? Exact ce zice psalmistul. Bunătatea Domnului mă face să nu mă clatin. Faptul că n-am fost aruncați, faptul că nu ne-am clătinat, e datorită bunătății Domnului. Doamne, mărturisim astăzi, în ultima zi a anului 2021, faptul că nu ne-am clătinat și n-am fost aruncați jos în furtună și să pierim, a fost datorită bunătății Tale. Gustăm bunătatea Ta prin faptul că nu ne clătinăm. Prezentat câteva experiențe prin care să gustăm ce bun este Domnul. Gustați ce bun este Domnul în iertarea păcatelor, gustați ce bun este Domnul care ne oprește lacrimile, gustați ce bun este Domnul ca și cum Mefiboset, gustați ce bun este Domnul la țărmul Mării Tiberiadei și gustați ce bun este Domnul care te face să nu te clatini. Sunt când psalmul ăsta scris, când a trebuit să facă pe nebunul în fața lui Abimelec, David n-a zis doar gustați ce bun este Domnul. Și ce a zis David? Vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți. Adică sunt două simțuri puse împreună. Dacă guști, e experiență unilaterală. Dacă guști și vezi, deja este experiență complexă. Vedeți ce bun este Domnul. Are de-a face cu ochii noștri spirituali. Dar uneori ochii noștri spirituali sunt orbi. Vedeți ce bun este Domnul care ne ajută să ne căpătăm vederea. Avem nevoie să ne căpătăm vederea și doar după ce ne căpătăm vederea putem să vedem ce bun este Domnul. Știți care a fost motivul pentru care a căzut Eva în grădina Edenului? Cu ochii n-a mai văzut ce bun este Domnul pentru că diavolul i-a întunecat mintea, a devenit oarbă spiritual. Diavolul i-a zis, Domnul nu vrea să mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului ca să nu ajungi ca Dumnezeu. Deci Domnul este rău. Diavolul asta atacă. Prima țintă a diavolului este aceasta, să nu vezi ce bun este Domnul. Și da, mă, uite, Domnul chiar că nu-i bun cu noi, Domnul chiar e rău. Și în loc să vadă ce bun este Domnul, a văzut ce bun era pomul cunoștinței binelui și răului. Ce bun era ceea ce era interzis. Diavolul duce atacul aici, să nu vezi ce bun este Domnul. Aici este marea bătălie, din grădina Edenului. Eva, Domnul-i rău! A gândit Eva, într-adevăr, Domnul-i rău. Noi trebuie să vedem ce bun este Domnul în permanență. Și dacă ochii tăi nu-ți deschiși la asta, Dumnezeu să-ți deschidă ochii în seara aceasta. Să vezi ce bun este Domnul. Experiența lui Bartimeu, cercetorul orb, ședea jos lângă drum și cerșea de milă și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Dacă ochii tăi spirituali sunt închiși, tu poți să strige în seara asta, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, vreau să văd ce bun ești tu. Vreau să văd bunătatea ta. La asta ne cheamă psalmistul, gustați ce bun este Domnul și vedeți ce bun este Domnul. Eu vreau să văd ce bun este Domnul. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l, au chemat pe orb. Fiți atenți, orbul face un gest pe care nu l-a cerut Iisus și arunca haina. Haina aceea era haină murdară. Haina aceea era haină mirositoare. Și nu vrem să ne dezlipim de haina murdară și mirositoare. Nu vrem să ne dezlipim. Vrem să mergem cu haina aceea oriunde. Orbul a aruncat haina și s-a dus așa, a venit la Iisus. Și Iisus i-a dat vederea. Sunt lucruri de care trebuie să ne debarasăm. Și haina murdară, haina mirositoare, este lucru pe care trebuie să lăsăm. Lasă în anul 2021 haina murdară. Nu intra în nou an cu haina murdară.
Nu intra în noul an cu haina mirositoare. Fă ce a făcut Bartimeu. Orbul și-a aruncat haina. Aruncă-ți haina în seara aceasta. Și vine la Iisus și spune: Iisuse, vreau să văd. Vreau să văd ce bun ești tu. Că așa ni se spune: vedeți ce bun este Domnul. Vreau să văd bunătatea ta. Nu vreau să cad ca și Eva în aceeași perspectivă negativă, că Domnul este rău. Indiferent ce mi se întâmplă, Domnul este bun. Indiferent prin ce trec, Domnul este bun. Slăvit să fie numele Lui. Tu vezi ce bun este Domnul? Tu îți dai seama ce bun este Domnul? O altă experiență prin care poți să vezi ce bun este Domnul este următoarea. Vedeți ce bun este Domnul care ne cheamă la pocăință și ne sfătuiește ce să cumpărăm de la El. Aici e vorba de o biserică, biserica din Laodiceea. Domnul a chemat această biserică la pocăință. Și nu doar că a chemat-o la pocăință, dar i-a dat un sfat. Te sfătuiesc, zice acestei biserici, să cumperi de la mine. Cum adică, Doamne Iisuse, nu ne dai pe gratis? De ce să cumpărăm de la tine? Care este motivul pentru care trebuie să cumpărăm de la tine? Biserica din Laodiceea era o biserică care se descurca și fără Iisus. Aveau programe în care nu mai conta dacă Iisus e prezent sau nu. Ei credeau că sunt bine, dar nu erau nici rece, nici în clocot. Și Iisus spune bisericii din Laodiceea: fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac și orb și gol. Și Iisus dă un sfat în bunătatea Lui față de biserică. Fiți în bunătatea Lui față de biserică. Îi cheamă la pocăință și pocăiește-te, zice, fii plin de răbdare și pocăiește-te. De ce te sfătuiesc să cumperi de la mine? Hai că asta înțelegem, că Iisus cheamă la pocăință biserica la Laodiceea. Aici vedem ce bun este Domnul, care încă ne mai cheamă la pocăință. Încă ne mai cheamă să ne pocăim. Și vorbește biserici, nu vorbește prietenilor, deci nu vorbim, vorbim biserice. Dar Iisus, în bunătatea Lui, îi sfătuiește să cumpere de la El trei lucruri pe care să cumpere de la Iisus. Primul lucru pe care să-l cumpere de la Iisus, Apocalipsa 3:18. Aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Al doilea lucru, haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu se vadă rușinea goliciunii tale. Și trei, doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Ei, au credincioși, erau botezați în apă. De ce aveau nevoie de doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi? Ei nu mai vedeau ce bun este Domnul. Se vedeau ce buni sunt ei. Ziceau, noi suntem cei buni. Ei nu mai vedeau ce sfânt este Domnul. Noi suntem bine. Ci Iisus, te sfătuiesc. Cumpără de la mine doctorie pentru să-ți ungi ochii și să vezi. Doamne, vrem să cumpărăm și noi de la tine în seara asta. Doctorie pentru ochi, să vedem ce bun este Domnul. Asta vrem să vedem, ce bun este Domnul. Uneori din cauza faptului că avem această automulțumire, care e foarte periculoasă. Când ai automulțumire, e foarte periculoasă aceasta. Doamne, cercetează-ne și vezi dacă suntem pe o cale bună. Și dacă sunt lucruri de îndreptat în noi, ajută-ne să ne îndreptăm. Dacă sunt lucruri de care trebuie să ne pocăim, ajută-ne să ne pocăim. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm în viața noastră, ajută-ne să le schimbăm în viața noastră. Dar mulțumesc că vedem că încă ne mai chem la pocăință. Și mulțumesc că încă ne mai sfătuiești să cumpărăm de la tine. Vedeți ce bun este Domnul. O altă experiență prin care poți să-ți dai seama, să vezi ce bun este Domnul, este următoarea. Vedeți ce bun este Domnul și în furtunile prin care trecem. Sunt mulți care au trecut prin multe furtuni în anul care a trecut. Să știți că uneori furtunile ne doboară și nu mai avem deloc speranță de viitor, nu avem deloc speranță de viață. Însă furtunile prin care trecem arată că Domnul este bun. Prin câte furtuni ai trecut în 2021? De orice fel. Furtună relațională, furtună de sănătate, furtună emoțională, furtună de tristețe, furtună financiară. Prin câte furtuni ai trecut în anul acesta? Vedeți ce bun este Domnul și în furtuni. Dacă tu ai chemat pe Domnul, dacă tu ți-ai întors privirile spre El în furtunile acestea, te-ai luminat de bucurie. Te-ai luminat de bucurie în timpul furtunii. Ucenicii erau în furtună.
citim în Matei 8. S-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ai experiența că Dumnezeu a dormit, că Iisus Hristos a dormit când era în furtună și n-a răspuns la rugăciunea ta. Doamne, Tu dormi. Exact, Iisus a dormit aici. Era furtună și Iisus doarme. Și ucenicii sunt foarte supărați și contrariați. S-a apropiat de El strigând, Doamne, scapă-ne că perim. Deci nu s-au dus lângă Iisus să-i spună frumos, Doamne, hai trezește-te. Au strigat, Doamne, scapă-ne că perim. Suntem în furtună, suntem în pragul morții. Iisus s-a trezit și le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vântul și marea și s-a făcut o liniște mare. Domnul Iisus Hristos să certe furtuna din viața ta. Orice fel de furtună. Priviți și vedeți ce bun este Domnul și în furtună. Ucenicii au privit ce bun este Domnul în furtuna aceea. A liniștit furtuna. Orice fel de furtună ar fi în viața ta, Domnul Iisus să o liniștească. Și dacă ești chiar în seara asta în furtună, Domnul Iisus să certe furtuna din viața ta. Pentru că este același Hristos care a fost atunci în furtuna aceea. Priviți și vedeți ce bun este Domnul și în furtunile noastre. Vedeți ce bun este Domnul care ne dă pâine și face minuni. Vedem în Ioan capitolul 6 experiența aceasta mulțirii pâinilor. Hristos a mulțit pâinile, a hrănit mulțimile, a făcut această minune. Vedeți ce bun este Domnul care ne dă pâine. Domne, mulțumim pentru hrana pe care ne-ai dat-o. A fost cântarea fratelui Stranici, să mulțumim. Mulțumește la sfârșitul acestui an pentru pâinea pe care ai primit-o, pentru hrana pe care ai primit-o, pentru aerul pe care l-ai respirat. Să facem o cunună de mulțumiri la sfârșitul anului 2021. Doamne, mulțumim pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. De la hrana începând, de la aerul pe care îl sprem, de la viața pe care o avem, de la hainele pe care le avem. Doamne, să mulțumim pentru tot. Vrem să încheiem acest an pe fond de mulțumire pentru pâinea pe care ne-o dai, pentru minunile pe care făcut în viața noastră, pentru că mâna ta a întins-o peste noi în anul care a trecut. Și un ultim aspect de a vedea ce bun este Domnul este următorul. Vedeți ce bun este Domnul care îți schimbă viața. Dacă iau cazul temnicerului, temnicerul a vrut să sinucidă în Filipii. Temnicerul că l-a pus pe Pavel și pe Sila în locul cel mai greu din temniță. A fost cu tremurul și a luat o lumină și a vrut să se sinucidă. Pavel, suntem aici, stai liniștit, nu trebuie să le sinucizi. Deci, Domnul, ce trebuie să facă să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Și a fost botezat în apă. Priviți ce bun este Domnul care ne schimbă viața. Priviți ce Domnul ne schimbă viața. Sunt unii căror viața a fost schimbată în 2021. Au primit credință. Unii s-au botezat în apă, unii s-au botezat cu Duhul Sfânt. Unii s-au apropiat de Domnul. Unii au devenit mai intim cu Domnul. Priviți ce bun este Domnul în schimbarea vieții. Și lăudați pe Domnul pentru aceasta. Psalmul 27 cu 13 spune, O, dacă n-aș fi încredințat, că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Vedeți? Voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Sunt încredințat. Și o să fim încredințați că în anul care vine vom vedea bunătatea Domnului. Preobiții mei, acesta a fost mesajul. Gustați ce bun este Domnul. Vedeți ce bun este Domnul. Era în pragul morții David, era în pericol de moarte la Abimelec, făcut pe nebunul. Dar după ce a scăpat, a rostit cuvintele din Psalmul 34. Cele mai răvășitoare îndemnuri sunt acestea. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu știu cât de mult ai gustat în anul care a trecut, ce bun este Domnul. Fie în anul care vine, să guști mai mult ce bun este Domnul. Nu știu cât de mult în 2021 ai văzut ce bun este Domnul. Fie ca noul an să vezi mai mult ce bun este Domnul. Iubită Biserică Betel, iubiți ascultători, fie să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Aceste două lucruri merg mână-mână. Să guști și să vezi. Și în rugăciunea aceasta să cerem, Doamne, ajută-mă să gust și ajută-mă să văd ce bun ești Tu. Și dacă trebuie să-ți mărturisești păcatele, să guști ce bun este Domnul iertarea păcatelor, Domnul să-ți ierte păcatele. Și dacă n-ai încredințarea că vei vedea
bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Doamne, dăm credință că voi vedea bunătatea Ta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru această seară. Să cerem, să gustăm și să vedem ce bun este El. Și bunătatea Lui să ne copleșească noul an. Să mulțumim pentru bunătatea Lui din 2021. Să cerem ca bunătatea Lui să ne copleșească noul an. Să fim copleșiți de bunătatea Lui. Să gustăm din plin bunătatea Lui. Să vedem cu adevărat bunătatea Lui în viețile noastre. Amin.